Salutare, dragi prieteni, și bine v-am găsit la un nou episod de FIFA Ultimate Team. În plin event Black Friday am ieșit la vânătoare și nu de căprioare, la vânătoare de special card-uri. Bine, noi vânătoare am început undeva vineri și o continuăm astăzi. O continuăm pe toată perioada săptămânii. Un event reușit, dacă e să mă întrebați pe mine. Card-uri importante și nu mă refer doar la Best of Team of the Week. Card-urile Signature, BND, Renato, KDB chiar arată foarte, foarte bine. O mulțime de SBC-uri și asta e și motivul pentru care jucătorul obiective, chiar un event ok, mai puțin drop rate-ul. Drop rate-ul e la pământ, dar asta se întâmplă la fiecare event. Cum spuneam, ăsta e și motivul pentru care am forțat Elite 1 la Squad Battle să avem ceva pack-uri mai importante. Și da, îi dăm bătaie. Înainte de asta, fraților, nu uitați de butonașe. Mai ridicăm puțin canalul ăsta. Bun, cum spuneam, o mică paranteză așa, cum spuneam, legat de SBC-uri, legat de content, o mulțime. Și nu mă refer doar la Benzema, Martins Benzema, pe care o să-l fac cel mai probabil pe contul de pe PlayStation, dar uitați aici o grămadă de upgrade-uri, o grămadă de pack-uri și încercarea smart a celor de Electronic Arts de a ne goli clubul de resurse. Și evident că în momentul în care nu ai resurse, ce trebuie să faci? Trebuie să bagi bani. Smart, dacă chiar smart. Bine, dacă aveți răbdare, BPM-ul, upgrade-urile, puteți să le faceți, moca nu, dar puteți să reciclați jucătorii și să scoateți o grămadă de, mă rog, de pack-uri de astea, cu puțină șansă poate prindeți ceva bine, ceva bun. De fapt, unde vreau să mă opresc și m-am lungit, ca de obicei, cum facem moșul în fiecare intro, vreau să mă opresc la SBC-ul ăsta. SBC-ul ăsta e o palmă. SBC-urile astea e al 4-lea sau al 5-lea, sper să nu greșesc, că e al 5-lea, o palmă dată celor care au făcut pre-order la varianta Ultimate și care iau pack-ul ăsta abia pe 1 decembrie. Sunt deja 5 SBC-uri și ăsta costă mai ieftin ca niciodată și e și repeatable. Asta e o mare, mare palmă. Ce facem pentru cei care sunt hardcore, știi? Gamer sau gândi cei de Electronic Arts. Păi știi ce? Dai să le dăm o palmă așa frumoasă. Deci asta e o mare palmă. Dar în fine, nu pot fi toate perfecte, nici în lume, nici la Electronic Arts. Hai să continuăm, oricum am două picuri, o să începem așa pe cai mari, o să începem cu două walkout-uri, sper eu. Avem un 83 plus și un 84 plus și hai să-i dăm bătaie. Bun, 83 primul, bang! Zen! Inspiră, respiră. Ok, nu e nimic, mă, drop rate-ul, în cazul meu cel puțin, am deschis 30 de pack-uri doar pe contul de Xbox, nu am luat niciun knockout, deci nici măcar cel mai slab, cel mai prost. În fine, probabil că discard, ia să vedem, nu știu dacă l-am sau nu, e discard. Hai cu al doilea, merg rapid. Și al doilea, avem totuși un knockout, avem pe Navas, știi ce, I take it, Navas e ok, aici tocmai ce ne-am făcut pipi pe niște resurse, pentru că cerințele au fost de 82, 11 jucători și da. Aia e, la revedere, avem un knockout, hai să zicem, decent și hai să începem de aici, cu astea, le deschid pe toate. Am păstrat un pack de 50.000, am luat încă două pack-uri, avem și 3 pack-uri de 50.000, o să încep cu cele tradable, ok, loc avem, nu prea, dar facem. Dacă e, să prindem noi ceva bun, că facem loc. Draft Tucan, n-am putut să dau pentru că aveam picul. Da, avem și Draft Tucanul ăla, ok, sunt niște obiective. Cum spuneam, chiar îmi place contentul. Nu-mi place drop rate-ul, deloc, absolut deloc. Bine, l-am prins într-adevăr pe Messi, pe live-ul de vineri. Messi în formă, dar cam aia a fost. În rest, jale și suspin, durere și mult chin. Și se pare că și astăzi nu e ziua bună. Hai mă, dăm și noi special card ceva, zic și eu, mă întreb, pentru un prieten, nu? Nu? Bang, 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 dubluri în schimb, slavă Domnului, pe dubluri stăm bine, pe dubluri stăm top și pe mizerii, hai. Primul board, ok, e un semn bun, Spania, CM, 83, Merino, we take it, fodder, avem și un Icardi, ok, ce să zic, e bine, avem și un Shadow, asta nu ne interesează, da, hai să păstrăm asta totuși,
Mamă, dar câte dubluri, frate. Și am băgat o grămadă de jucători, am făcut o grămadă de SBC-uri și tot am o mulțime de dubluri. Deci e clar, trebuie să fac mai multe SBC-uri. Small Premier League Team Players, Mixed, avem și Market Matchups, probabil că astea sunt de la Market Matchups. Parcă așa mi se taie, mamă, nu cred. Mi se taie pentru că am deschis foarte multe pack-uri. Practic am deschis între PlayStation și Xbox doar pe contul meu undeva la 70 de pack-uri. Abia am luat un Pogba Untradable pe Xbox, pe PlayStation, pe Xbox din nou, nu am prins nici măcar un knockout. Și da, sunt deja, ne îndreptăm deja spre 100 de pack-uri fără să prindem knockout, ceea ce e puțin așa. Bine, am prins knockout în 94, stai puțin, că da, din alea 24 l-am prins mai înainte pe Navas. Să zicem că l-avem pe Navas ăla acolo. Nici vorba de special card, nici urmă de special card, nici măcar umbra, mamă, nici măcar board, mă, ce... O, și tu vrei walkout și ăștia nu-ți dau board. Dar e ok, e bine și așa. Da, mai dai și discard, că chiar nu avem unde să-i trimitem. Da, Prime Mixed Player Pack, hai Electronic Arts. Bă, din astea mici nu, din alea mari nu. Bă, de unde n-ai bat dat, mă? O caut, a venit și... E, Lukaku, bă, e bine, I take it. E bine, primul walkout după o lungă. Bine, al doilea. Ok, și Navas. 94 plus. I take it. Sper să fie tradable. E tradable. Nu știu cât mai facem perioada asta. Undeva la 30.000, 27-28.000. Nu e rău. E foame. E foame de bani. Avem un premium gold. Astea 3, 1, 2, 3 și ăsta ce e? 3, 1, 2. Hai să dau un ăsta untradable. N-am procedat smart, nu? Da, trebuia să dau, în fine, anyway, da. Bine că l-am deschis, foarte inteligent am procedat, știam că nu de nimic. Ok, și ia să vedem dacă salvăm ceva, să nu salvăm. Da, am salvat un 82, ăștia sincer, cred că la discard de acum mai tot. Bun, nu contează. Resurse pentru viitoare SBC-uri, Team of the Week și 81 plus. Cred că o să termin cu astea două. Să dau un astea care sunt tradable. Ele și anume pack-urile Rare Players Pack, 3 bucăți. 2 de la Elite 1 și unul l-am păstrat. Ok, primul special card pe contul meu, nu cred. Bine, mă, e primul, frate. Oh, și e unul bun. Diego Carlos e unul ok, chiar e unul ok. Bine, nu e top tier, la top tier BNR, Renato și KDB, dar e primul special, bun, bine, tradable, ia să vedem, 100 și, aoleu, ce-a scăzut, era 100 și ceva de mii, 90 de mii, mă, e ok, chiar e bine. Am venit și primul special, medium high, bine, shadow pe el, 91-90, bine pe defending, bine pe stray, bine pe aggression. O variantă ok pentru La Liga, combinații bune dacă vrei să te duci cu Marquinhos. Ok, a venit și primul special card. Uite, vezi, dacă plângi puțin, dacă ceri, vine la un moment dat. Da, deci Elite 1 a făcut plata să jucați la Elite 1. Mă, nu știu dacă merg, sincer. Dar, în fine. Hai să mergem și pe al doilea pack. Haide, mă. Bun, avem și primul special, avem și o caut. De acum suntem pe cileal. De acum suntem pe liniște. E bold. E bine, keeper, e Pickford, nici măcar Icon Pop, nu e, e Pickford, luăm și Pickford, ioi, da, aici cred că o să vină pauza, mă duc să dau eu clear și ne vedem imediat. 2 hours later. Ok, back in business, am golit eu acolo cât de cât, suficient să deschidem și pack-urile astea. Nu e bine să dai discard în perioada asta, jucătorii, chiar și aia gold rare costă ceva. Continuăm cu al treilea pack de 50.000, avem deja un knockout special, nu e o caute board. E bine, am prins knockout, am prins special. Werner, mai face și el un 3.000-4.000 în perioada asta. Bine, bine ai venit. Overall, e ok, suntem în cărți, avem și un inform, nu e rău, mamă, eu am zis că e suficient, dar nu e. Sau, ba da, chiar la limită, ia vezi, ce ai făcut, băbiți. Bun, și am ajuns la ultimele două pack-uri, o să încep cu... De aici, dacă prindem dubluri, să nu dau discard, mai bag la exibiție, am dat discard la o grămadă de jucători, o să-i dau prima dată în ăsta. Team of the Week Player, de aici l-am prins pe Messi. Messi, mai că Messi dacă e... Nici măcar walkout nu e. Avem 81, nu? Da, e 81. Benteke.
de la Crystal Palace în Premier League. Bine pe Fodor, ce să zic, bine pe Fodor. 61 accelerație. Da, ce să mai și zic. Și ultimul pe pentru episodul de astăzi, 81 plus, 3 jucători de 81. Cred că am mai făcut de astea, nu? Sau mai fost că au fost 2 de 81 sau de... Mă rog, în fine, sper să nu fie de... E bord, 83... 83, 82, 81. Kovacic. Terminăm. Terminăm. A, 2 de 83. A, 3 de 83. Ia vezi, asta e ok. Toți untradeable? Nu. Doar 2 untradeable. Doar 1 untradeable. A, perfect. Nu, mai bine. Oricum am o grămadă de 83. Astea și dublurile pe care le-am 83, 84. Și o să mai fac de astea timp of the week. Dacă nu prindem mare lucru, măcar aveam acolo o fodder pentru viitor SBC. Dar vreau să zic cam atât pentru episodul de astăzi. Overall nu a fost rău. Eventul chiar e unul pe gustul meu. Chiar un event care îmi place. Și chiar dacă astăzi am prins un special card și un knockout, bine, două, drop rate-ul la câte sute de pack-uri am deschis vineri, drop rate-ul e destul de slab. Nu uitați de butonașe, până data viitoare, peace!